Cumpără sunt și NFC25 de pe Yosemite folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Salut și am găsit la un nou videoclip acest canal, episodul cu numărul 6 din cariera noastră frumoasă cu Barcelona. Din episodul anterior ține minte că am jucat versus Universitatea Craiova și am reușit desigur să o batem, însă totuși ne-am luat un gol. Am văzut în comentarii că mulți îmi zic să jucăm și sezonul cu numărul 2 și o să facem chestia asta, chiar o să jucăm sezonul cu numărul 2. Sunt de acord cu voi, sunt sigur că o să o placă și sezonul cu numărul 2 pentru că nu o să putem să facem multe transferuri. Deoarece în acest episod vreau să ajung eu până la meciul acesta de pe 29 decembrie și să intrăm în ianuarie, unde aici o să vedem cu ce o să jucăm, însă în această perioadă, în perioada de iarnă de mercat, o să transferăm și jucătorii și o să vreau voi să-mi scrieți în comentarii pe cine să transferăm de la echipă, gen să plece, sau pe cine să aducem la echipă. Iar desigur, dacă vă place și apreciați ce fac, nu uitați că o să apăsați butonul de like să strângem cât mai multe like-uri. Eu zic că puteți să strângem undeva la peste 70 de like-uri, încerc și o să scad pentru că cam văd cam câte like-uri primesc. Și știți că like-urile ne influențează algoritmul și vreau ca videoclipurile mele să ajungă la cât mai multe persoane, așa că eu zic că 70 de like-uri este perfect pentru noi momentan. Desigur și ca să văd că vă place această carieră. Vedem că a rămas la meciul acesta versus și la Brest, un meci ușor teoretic, acum să vedem cum este în joc, practic. Echipa lor nu pare una bună, a noastră însă arată destul de bine, chiar arată destul de bine. Vedem că este odihnită, așa că o să intrăm direct cu primul 11, așa că haideți să vedem ce reușim să facem. E bine și ce meciul, primul meci din acest episod, haideți să vedem că reușim să câștigăm, este un meci în Champions League, așa că este foarte important. Bine aici Leao trece foarte bine, pasa este bun la Gyökeres și acum Gyökeres dacă reușim un par shot-ul, însă este pe lângă poartă din păcate. La Minimal foarte bună acea centrare la Balde, Balde foarte bun aici shoot-ul, aparent șutează, mă surprinde, foarte bun shoot acolo lui Balde, totuși nu intră. Foarte bine aici la Minimal, la Minimal continuă, la Minimal șutează, este pasă bună pentru Balde care centrează și acum Gyökeres nu reușește din păcate. Însă acum Pedri, un shoot bun, însă este apărat. Bine aici pasa la Minimal, la Minimal continuă foarte bine, însă este apărat de portar din păcate. La Minimal la balon continuă foarte bine, la Minimal șutează, însă apar acolo portarul, iar acum Leao încearcă să treacă bine acolo la Minimal, șut bun, însă prinde portarul. Bine aici pasa la Gyökeres și acum Gyökeres, mamă ce bombă de la Gyökeres, mă, asta zic. Și what? De ce are numărul 27? Ok, what? Nu înțeleg de ce are numărul 27, însă uitați-vă ce putere a șutului direct în viclu. Sunt chiar curios, cred că Cam pe acolo a fost. Cred că este timpul să schimbăm niște jucători aici. Dani Olmo o să intre aici Fatih. Roque o să intre în locul lui la Minimal. Și Gavi o să intre în locul lui De Jong. E bine și se termină meciul. Reușim să câștigăm doar cu 1-0 surprinzător. Dar ce este important este că reușim să câștigăm. Iar următorul meci este destul de ușor versus cei de la Espanyol, dacă nu mă înșel, cred că asta este echipa. Ba nu, de la Las Palmas, ok, Las Palmas. Tot la fel, un match teoretic ușor, dă un quick sim și hai să dacă reușim ceva și se pare că facem egal, ok. Iar următorul match este versus cei de la Real Betis. Și vedem că ei sunt pe locul 4, cu 28 de puncte, foarte bine acolo pentru ei. Însă vedem că Atletico Madrid este în spatele nostru cu 32 de puncte, este la ceafa noastră practic. Avem un număr aproximativ egal de goluri. Clar trebuie să câștigăm acest match ca să rămânem pe locul 1 în La Liga. Așa că o să facem noi niște schimbări aici la echipă. O să intre Ansu Fati din prima și o să intre și Torre pe dreapta. Și poate după aia Roque. Cu siguranță va intra și Roque. Haideți să intrăm match să vedem ce reușim să facem. E bine și începe și meciul al doilea din acest videoclip / episod, însă am uitat să le schimb numerele. Asta este. Ce pasă bună, însă pe lângă poartă. Bine aici la Gyökeres. Gyökeres continuă foarte bine. Gyökeres continuă foarte bine, însă șutul este imposibil dacă mă întrebați pe mine. Totuși am încercat. Cred că este timpul să schimbăm niște jucători, o să punem clar pe Victor Roque pe dreapta și aici o să-l punem pe Gavi în locul lui De Jong. Foarte bine aici, Victor Roque, continuă Victor Roque la Gyökeres, acolo este blocat și nu reușim, bă, cât aproape. Bine aici, Rafael Leao, pasa este bună, Gyökeres reușește aici să șuteze și să marcheze minutul 91, bine Gyökeres, asta zic, atacantul nostru de senzație, niciodată nu poți să-l oprești, definitiv cel puțin. Revedem faza, foarte bine aici pasa, reușește să prindă mingea aici Gyökeres și șutează perfect, nicio șansă nu-i dă portarului. Fix la final de meci. Și cu siguranță nu mai am nicio șansă, este minutul 91, da, se termină meciul, reușește să câștigăm cu 1-0. Și vedem că următorul meci este un meci chiar greu.
O să jucăm versus cei la Borussia Dortmund în UEFA Champions League și vedem că suntem pe locul 3, foarte, foarte bine pentru noi. PSG pe locul 1, Real Madrid pe locul 2 și noi pe locul 3, iar Borussia Dortmund tocmai pe locul 13. Asta nu înseamnă că o să fie un meci ușor, clar o să fie un meci greu, însă eu am credere în echipa mea. Totuși, haide să schimbim repede numerele, nu mai supăr cu numerele acestea. Gata, le-am rectificat. Aici, în echipa noastră, o să intre aici clar cu Barsi în locul lui Araujo. Este foarte oposit și cu Barsi vreau să mai joace și el. Așa că dăm o șansă în acest meci de Champions League. Hai să vedem ce reușim să facem. E bine, și ce meci și se pare că jucăm pe iarna aici pe zăpadă. Ok, ok, interesant, interesant. Hai să vedem ce reușim să facem versus Borussia Dortmund în UEFA Champions League. Foarte bine aici pasa, îl vedem acolo pe Leao și Leao la balon, șutează, ce len șutează, bă, Leao, bă. Malon acum la balon, are viteză, are viteză, bine aici cu Barsi, asta zic, asta zic, da, asta l-am băgat în locul lui Araujo. Iar acum cornerul, hai să vedem că reușim să ne apărăm, executat destul de bine și bine acolo, oh, capul foarte bun acolo, totuși apărăte Stegen. Bine aici pasa la Lamine Yamal, Lamine Yamal continuă foarte bine, șutează și reușește să marcheze Lamine Yamal în UEFA Champions League, face 1-0 în acest match versus Borussia Dortmund. Revedem faza foarte bună aici, pasa și dribblingul la Lamine Yamal, cât de bine s-a stabilizat acolo și a păstrat cumpătul, șutează foarte bine, îi dă graj la acel jucător. Oricum, ceea ce este important este că reușește să facă 1-0. Pasa, ce pasă, ce pasă, ce pasă, ce pasă de la Leao, incredibil, incredibil ce pasă de la Leao, incredibil ce pasă, dar și finalizarea lui Gyökeres, foarte, foarte bună. Însă acum o să vedem, pasa, uitați-vă pasă, cât de bună e, perfect plasată pentru Gyökeres care finalizează cu stângul, direct în plasa lui Borussia Dortmund și face 2-0. Foarte bine aici Leao, are viteză, poate duce, poate continua. Leao șutează, însă direct în brațele portarului. Ce fault acolo, este fault? Da, este fault, ok, ok. Am vrut să fiu sigur că lăpresc. Karim Adeyemi este destul de bun, acum centrarea este bună acolo, însă Ter Stegen neapără. Bine aici pasa, bine aici pasa, așa cum Lamine Yamal nu reușește, apără Kobel. Ce bine apărat acolo Kobel. Încă ocazie periculoasă, pasa este destul de bună, însă aici Marquinhos intră perfect. Rafael Leao pasă, este bună, este bună pentru Gyökeres. Și acum Gyökeres, bă, lângă poartă, bă. Da, cred că este timpul să facem niște schimbări. O să iasă la minimal, o să intre sigur aici Torre pe dreapta, de ce nu? Am stopat în locul lui Dani Olmo. O să-l băgăm pe Gabi în locul lui... hai să-l băgăm locul cu Pedri, pentru că mi s-a părut că a jucat destul de bine de Young. Și Balde, clar, o să iasă Balde, o să intre aici Garcia. Acum la Dani Olmo, Dani Olmo încă s-au făcut schimbările, bine aici, bine aici și Porsche tu, foarte, foarte bun de la Gyökeres, bine mă Gyökeres, asta zic, minutul 85, marchează al treilea gol din acest match. Revedem faza aici, Porsche tu este imens, imens de puternic, foarte puternic, n-are nicio șansă, Kobel foarte bine plasat, uite, a luat și efect, a luat și efect. Leao continuă foarte bine, Rafael Leao, Rafael Leao, însă da, nu este foarte bună. E bine, și se termină meciul, reușim să-i spargem pe cei de la Borussia Dortmund cu 3-0, îi batem și un meci foarte, foarte bun făcut de Gyökeres. E bine, și următorul meci este versus cei de la Leganes, dacă mă înșel, un meci teoretic ușor. Eu zic că o să-l câștigăm, așa că o să-i dăm de sigur un quick sim și hai să vedem ce reușim să facem și se pare că reușim să-i batem, Victor Roque marchează. Iar următorul meci este versus cei de la Atletico Madrid. Ei sunt pe locul 2, noi pe locul 1. Dacă pierdem acest meci, vor trece ei pe locul 1, însă dacă câștigăm, eu zic că ne vom cam asigura locul 1, cel puțin pentru o bună perioadă. Ei au o echipă foarte, foarte bună aici cu Julian Alvarez, Sorloth, Griezmann, chiar arată foarte bine aici cu Oblak în poartă, totuși formația rachetă, ce formație au și ei. Noi să intrăm cam cu echipa aceasta, arată destul bine, însă o să vreau să-l bag aici pe Ansu Fati direct în primul 11, în rest o să rămână cam așa echipa. Așa că haideți să intrăm în meci, dacă reușim să o batem pe Atletico Madrid. E bine, și în ce meciu, haideți să ne cerem și să facem versus Atletico Madrid. Balde continuă foarte bine aici, pasa foarte bine la Gyökeres și acum Gyökeres, șut bun, însă pe lângă poartă. O ocazie bună aici pentru ei, însă apără Ter Stegen, bine acolo Ter Stegen. Bine aici Gyökeres, Gyökeres, ce faul, roșu, roșu, nicio treabă n-a avut cu mingea, nicio treabă. Asta ce va fi, și se pare că este galben doar, n-a meritat roșu. Bine aici la Miamal, la Miamal, foarte bine, hai mă, două încolo de treabă, două încolo de treabă, nu se fac, nu se fac de-astea. Deci nu se fac de-astea, Reinaldo roșu, roșu clar.
Roșu, asta zic, asta zic, merita roșu de la început, de la început. Ok, hai să încercăm noi o nebunie. Ok, o să fie foarte greu, însă o să încerc, o să încerc, de ce nu? Hai să vedem, ceva de genul. Este pe poartă, destul de tare, sper că am dat. Și să vedem dacă reușim. Da, mă așteptam să nu reușim. Bine aici pasa, bine aici pasa, bine aici pasa și acum la mine mal. Vine mă, la mine mal, asta zic. Asta zic, la mine mal reușește să marcheze pasa foarte bună de la Gheorghe și am sigur că nu o să aibă nicio reacție portarul dacă pasez la mine mal. Se pare că am avut dreptate, reușește să scrie un gol foarte simplu, dar foarte important. Revedem faza, foarte bună pasa, lăsat complet liber pentru care roșu acel jucător și șutul destul de simplu de la Lamine Yamal. Oh, ce ocazie aici pentru Griezmann, însă complet pe lângă poartă. Hai să vedem ultima fază, ultima fază și nu reușim aici, apără Oblak. Un șut bun totuși și da, cam asta a fost. Să terminăm meciul, important este că reușim să câștigăm, reușim să-i batem. Avem 3 puncte în fața noi, îi batem cu 1-0 și ne păstrăm poziția de locul 1 în La Liga. E bine, și următorul meci este versus cei de la Atletico Bilbao, un meci destul de interesant și ușor ar trebui. Nu știu exact în ce e, pentru că noi suntem la Liga, cred că este în Supercupa Spaniei. Echipa noastră arată foarte bine, însă acest meci este ultimul meci de acest episod, desigur, dar și din acest an, cel puțin din primul sezon, și trecem în perioada de mercato de iarnă. Însă înainte să discutăm, haideți să jucăm acest meci. O să lăsăm așa echipa cum este, pentru că arată foarte bine, așa că haideți să intrăm direct în meci. E bine, și în ce meciu, haideți să vedem ce reușim să facem în acest meci, destul de important de altfel. Iar acum în corner, haideți să vedem ce reușim să facem la Gyökeres, Gyökeres, pe lângă poartă. Foarte bună pasă aici la Dani Olmo, Dani Olmo șutează și reușește să marcheze, face 1-0, foarte, foarte rapid. Pasa bună de la Balde, dacă nu mă înșel. Iar cum lovitura de colța lor, hai să ce reușim să facem dacă reușim să ne apărăm. Nico Williams trece foarte rapid, foarte bun șut, însă este blocat de Araujo. Însă un cap bun, totuși Ter Stegen ne apără. Încă o fază pentru ei de colț, hai să că reușim aici să ne apărăm. Din nou Nico Williams, foarte, foarte rapid, trece foarte bine. Din nou Nico Williams, însă direct în blocaj. Nico Williams trece foarte bine, șutează, însă apără acolo Ter Stegen. Foarte bine, foarte bine Ter Stegen. Bine aici Balde, Balde continuă foarte bine, Balde, însă cel nimerește acolo în cap. Foarte bine totuși, da, este corner, ok, ok. Haideți să vedem ce reușim să facem la acest corner, centrarea este ok și acum hai să vedem ce bun acolo, însă nu reușește. Cât aproape a fost Gyökeres să marcheze prima lui parfecă. Bine aici Dani Olmo, Dani Olmo, foarte bine acolo, la mine mal, la mine mal continuă. Ce șut bun însă apără portarul. Ia cam rupt picioarele aici. Și da, este fault, îmi dă ceva. Ok, cam îl merit. Haideți să facem și noi niște schimbări. O să scoatem aici pe la mie malul să-l băgăm pe Roche. Poate o să intre în locul lui. Hai să băgăm în locul lui Dani Olmo. Gavi în locul lui De Jong și o să schimbăm și linia defensivă. Cu Barsi și Garcia intră la fundaș. Bine aici acum de. Ce cap bun de la De Jong, dacă nu mă înșel, dar care De Jong? Chiar nu mai știu cum îl cheamă, dar îl țin minte, mi se pare că a jucat la Barcelona, parcă, dacă nu mă înșel. Ok, un cap foarte, foarte bun. Revedem faza. Foarte bine aici a sărit. Uitați-vă cum a sărit, cum reușește să nimerească mingea. Și Ter Stegen aparent n-are nicio șansă. Mamă, ce efect a prins cu capul, pe bune. Foarte bine aici pasă la Gyökeres și acum Gyökeres dacă are physical. Du-te Gyökeres, du-te Gyökeres, nu pot să cred cât de aproape, bă, cât de aproape. Bine aici, bine aici. Bine aici Rafael Leao, Rafael Leao, nu pot să cred, bă. Balde trece foarte bine, foarte bine aici la Gyökeres, Gyökeres șutează însă în blocaj. Bă, nu pot să cred cât de bine se apără. Și se termină meciul, nu reușim să marcăm, egal. Un meci surprinzător de greu, cel puțin în a doua repriză. Măcar nu pierdem, asta este important. Oh, și ce spune aici, what? Ok, se pare că continuă la prelungiri, ok, ok, nu mă așteptam. Ok, haideți să jucăm și prelungirile. Se pare că nu există egal aici, există doar o echipă care va câștiga și aceea este Barcelona cu siguranță. Foarte bine aici la Roche, Victor Roche, Victor Roche, ce șut de la Victor Roche, mă, asta zic. Asta zic, Victor Roche intră de pe banca de rezerve și dă un asemenea gol incredibil. Uitați-vă ce șut puternic de la Victor Roche, foarte bine plasat. Uitați-vă ce efect a prins, incredibil, incredibil. Victor Roche chiar trebuia de mult să alergem la echipă. Bine aici Victor Roche, cât de bine trece, cât de bine trece Victor Roche, însă nu reușește apără data asta portarul.
Victor Roche în continuare. Și acum Victor Roche din nou, însă nu reușește. Bă, apropo, portarul, s-a învățat portarul, s-a învățat. Bine aici, bine aici, Balde. Ce viteză are Balde, ce viteză. Și acum Leao, Leao reușește să marcheze și el foarte bine poziția Leao. Facem 3-1. Nicio problemă n-are Barcelona. Instant după 90 de minute reușim să întoarcem meciul cu totul. Revedem faza foarte bine aici, pasa de la Balde. Ce bine a scăpat acolo și Leao cu finishing foarte bun, un finesc care portarul n-are ce să-i facă, efectiv. Bine aici, Victor Roche. Victor Roche păstrează balonul. Victor Roche! Victor Roche! Nu reușește. De Jong pasă bun la Williams. Williams, hai să facă, reușim să-l oprim. Continuă Williams. Tutează însă apăr acolo. Ter Stegen fără nicio problemă. Deci aproape fără nicio problemă. Și acum ultima fază din meci este cornerul lui Sevilla, care este foarte bine acolo. Nu lăsa, nu lăsa. Asta zic, asta zic. Și s-a cam terminat. S-a terminat. Reușim să câștigăm meciul acesta din Supercupa Spaniei cu 3-1, bate pe Sevilla după cele 90 de minute. Ei bine, și următorul meci este versus cei de la Real Madrid. Însă acest meci o să jucăm desigur în episodul următor. Nu uitați că am intrat în noul an. Suntem efectiv pe 1 ianuarie 2025 și o să vreau acolo să scrieți în comentarii ce jucători să transfer și ce jucători să vând din primul 11 de pe banca de rezerve. Vreau doar să-mi spuneți ce transferuri să facem, pentru că eu zic că putem să scoatem niște bani dacă vindem niște jucători. Nu uitați de asemenea să verificați și link-urile din descriere. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem peste 70 de like. V-am spus, sunt sigur că reușim. Să vă abonați în caz când ați putut deja să activați și clopoțelul, am fost Unreal Byte. V-am pupat! Pa, pa!